Sunt o persoană foarte spontană, am lucrat în diferite țări, am plecat de pe o zi pe alta singur, încerc tot felul de lucruri diferite. Necesită foarte multă răbdare, ca și copil am fost foarte iurit și am trecut prin multe, dar am învățat multe din asta în același timp. Și acum sunt pregătit să mă ocup numai și numai de sport câțiva ani, să fac o carieră din asta și mai ales acum am slăbit pentru lupta asta aproximativ 8 kg în 3 săptămâni. Am avut o dietă bazată pe mere și apă și foarte mult sport, foarte mult cardio. Simt că în primul meci n-am putut să arăt prea multe, a fost foarte încărcat de adrenaline și am terminat meciul prea repede. Îmi place că, cel puțin din partea orașului meu, am toată susținerea, toți oamenii de la mic la mare mă adoră și mă apreciază pentru ce fac și asta o simt foarte mult și mă ajută foarte, foarte mult aprecierea lor, măcar să știu că cei din orașul meu știu cine sunt și au încredere în mine. Abia aștept să intru din nou în cușcă, să simt un pic de atmosfera publicului, să simt că am public și să fac puțin spectacol. Am planuri mari pentru ce o să fac în RXF și știu clar că o să fac ceva diferit față de restul.